Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce te oprește? Teama de succes? Partea a doua. Mărit să fie Domnul care vrea pacea robului său. Psalmul 35, versetul 27. Teama de succes se caracterizează prin următoarele 6 indicii. Vezi dacă se regăsește și la tine vreunul. 1. Amânarea. 2. Mediocritatea. 3. Concentrarea asupra celor care te resping și nu asupra celor care te acceptă. 4. Obiceiul de a te lăsa distras de atât de multe lucruri nesemnificative încât nu te mai concentrezi niciodată pe lucrul principal. 5. Discuțiile despre ceea ce plănuiești să faci cândva. 6. Sentimentul că ceilalți merită succesul, dar tu nu. Întrebare: îl slujești tu pe Domnul? Atunci te califici pentru succes. Mărit să fie Domnul care vrea pacea robului său. Am citit la început acest verset 27 din Psalmul 35. Da, Dumnezeu te va ajuta când ești în nevoi. Dar El dorește să ai succes și pentru a începe să te îngrijești de nevoile altora. Dumnezeu i-a promis lui Avram două lucruri. Primul, că îl va binecuvânta nespus de mult. Al doilea, că îl va face o mare binecuvântare pentru ceilalți. Geneza, capitolul 12, versetul 2. Și așa a fost. Solomon scrie: argintul le dă pe toate. Eclesiastul, capitolul 10, versetul 19. Ce a dorit el să spună? Cu bani se construiesc școli, biserici, spitale, se înlătură sărăcia și analfabetismul, se finanțează cercetări prin care se stârpesc boli ce amenință viața. Dar unii dintre noi ne concentrăm atât de mult asupra străzilor de aur din ceruri, încât nu mai vedem străzile de pe pământ pline de suferință și nevoie neîmplinite. Să înțelegem un lucru. Dumnezeu te va răsplăti potrivit cu măsura de slujire oferită semenilor tăi. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri uneia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Spune Mântuitorul în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 40. Aceasta ar trebui să fie cea mai mare motivație pentru dorința ta de succes.